creștinilor în această seară, așa cum v-am anunțat. Îl avem alături de noi pe Mihai Neamțu, l-am mai avut și în alte dăți, îl vom avea și de acum înainte. Așa cum am spus, astă seară vom aborda o temă destul de sensibilă. Este foarte dezbătut acest subiect în mediul online. S-au creat două tabere pro și contra și până la urmă totuși vorbim despre un subiect, cum am spus, destul de sensibil. Mihai, înainte de a începe, uite, chiar mă gândeam la o chestie, știi? Progresiștii spuneau că vor să introducă în școli educația sexuală pentru că sunt foarte multe avorturi în rândul tinerelor și nu numai. Tot această parte progresistă afirmă totodată că avortul este un drept fundamental al femeilor. Deci cumva lucrurile astea se bat cap în cap, după părerea mea, și nu le înțeleg sensul, ca să spun așa. Rovena, Ciprian, mă bucur să vă revăd, vă salut și vă felicit pentru munca voastră asiduă. Să știți că se vede, chiar dacă nu primiți întotdeauna aplauze și asta e și lipsa noastră în sens cultural, românii cam uită să mai felicite și să aplaude efortul. Vreau să vă spun că v-am urmărit în toată această perioadă și m-a bucurat nespus să văd cum ați crescut, cu cine ați defilat, ca să zic așa, ce speaker aveți. Jos pălăria și mulțumesc tare mult, mă onorează pur și simplu să fiu cu voi și chiar apreciez perseverența și îmi place că faceți un tandem foarte, foarte colorat, foarte viu. Și de aceea sunt foarte bucuros în seara asta să petrec ceva timp cu voi. Acum, mi-ar fi plăcut, dragă Rovena, la introducerea pe care ai făcut-o să zici Mihai Neamțu, cel mai urât dintre pământeni, în mediul cel puțin progresist, nu? Eu cred că la această oră, undeva, să zic, alături de Donald Trump, sunt printre cei mai detestați oameni când vine vorba de progresiști, de, bineînțeles, avocații crimei, când vine vorba de avocații avortului cu orice preț, când vine vorba de teroriștii uterului, sunt printre cei mai detestați oameni, ceea ce pe mine unul mă onorează. Nu-mi place că sunt în situație de a avea nu doar persoana mea expusă, sigur că membrii ai familiei mele sunt atacați, sunt jignite, persoane foarte dragi sufletului meu, dar ne consolăm cu gândul că dacă Hristos a fost bagiocorit, bagiocura aceasta revine și ucenicilor lui. Iisus a spus, în lume necazuri veți avea, însă nu uitați, eu am biruit lumea. Cu aceste necazuri pe care și apostolul Pavel a cunoscut, pe care toți ucenicii Domnului le-au experimentat, mergem înainte știind că vin vremuri grele în care nebunii vor spune adevărului minciună și minciunii vor spune adevăr, vor spune întunericului lumină și luminii îi vor spune întuneric. Eu sunt perceput ca un medieval, deși am mers într-o emisiune la televizor și o să răspund întrebării tale, Rovena, dar doream să introduc cumva contextul în care noi ne aflăm, citând din Aristotel. Intenționat am spus nu voi merge cu Biblia, deși am citat din Biblie, nu am citit din Biblie, da? Am citat din Biblie, din Psalmul 138 și am făcut referință la Iisus care a spus despre sine că El este viața, nu doar calea și adevărul, ci și viața. El este viața veșnică, El este viața fără de început și fără de sfârșit. Dar am spus că pentru oamenii mai simpli care nu au sensibilitate teologică ar merita să citesc dintr-un clasic, dintr-un autor păgân, cum mi s-ar spune, adică un om care nu l-a cunoscut pe Hristos. Și cu toate acestea, fiind inteligent și de bun simț, acest om pe numele său Aristotel, mentorul lui Alexandru cel Mare, cel care a cucerit nu doar multe provincii din proximitatea Greciei, ci și chiar India la un moment dat, vorbim despre Alexandru Macedon. E bine, acest om inteligent care a avut, repet, șansa să educe politicieni pe vremea aceea un pic mai întregi la minte, acest Aristotel spunea că orice lovire a fătului, a embrionului, reprezintă o crimă, ca și Hipocrate, care nu era creștin, dar care socotea că un medic nu trebuie să dea tratamente avortive unei femei. Și adăuga ceva foarte important, care rezonează și cu o nuanță, dacă vreți, biblică a binecuvântării familiei, și anume, el spunea că pentru o cetate și pentru o națiune, a avea mulți fii, a avea mulți copii frumoși, adăuga el, virtuoși, capabili de întreceri în plan atletic
și mintoși, adică educați, această realitate a copiilor în familiile grecilor de odinioară, din Atena cel puțin, era socotită, repet, o binecuvântare. Așa cum pentru familiile de evrei a avea mulți copii era un lucru de la Dumnezeu. Acum, în lumea modernă, dacă, hai să spunem că de la apariția mijloacelor contraceptive, familiile pur și simplu și-au diminuat numărul și putem discuta despre asta altă dată. Dacă astăzi, în mod curent, o familie are 1,3-1,5 în medie, spun, copii, iată că am ajuns în situația radicalismului stângist, care ne spune că niciun copil n-ar mai trebui să apară pe această lume. Am ajuns la ura față de om și mai ales față de fătul acela care n-are șansa de a se naște. Acum tu spuneai ceva, Rovena, iartă-mă la început, despre contradicțiile cu care acești stângiști trebuie să lupte. Pe de o parte, ei spun că sunt discriminate, de pildă, minoritățile. Nu-i așa? Minoritățile, spun ei, inclusiv minoritatea romă, minoritățile sunt supuse discriminării din partea majorității. Bun, am reținut acest aspect. Dar ce te faci că în sânul acestor minorități, inclusiv minoritatea țigănească sau roma, există o percepție asupra rolului femeii care insistă, subliniez, insistă că femeia care a fost dezvirginată, vă spun sincer ce se întâmplă în comunitățile acestea și puteți merge să discutați cu antropologi care au făcut cercetări pe teren, comunitățile roma care sunt sub, ca să zic așa, păstorirea unui bulibașă, adică unei autorități masculine, paterne, aceste comunități nu permit unei femei care a fost dezvirginată la 14-15 ani să se căsătorească cu un alt bărbat decât cu cel cu care au avut prima lor legătură. Niciunul dintre reprezentanții mișcării pro-avort în România nu are tupeul, îndrăzneala, curajul să meargă în sânul unei comunități de romi să le spună: schimbați regulile. Noi suntem de acord ca o femeie să aibă 10 bărbați înainte de a se hotărâ cu cine se căsătorește. Niciunul nu îndrăznește să facă asta. Nouă, în schimb, creștinilor un pic mai obișnuit, să zic așa, cu libera alegere, cu ideea de liber arbitru, nouă, în schimb, ne scot ochii, da? Pentru că noi îndrăznim să spunem că viața are o pecete divină. Deci asta e o primă contradicție. Dacă toți sunteți susținătorii minorităților, de ce nu spuneți și partea cealaltă, că în aceste minorități, de pildă, în aceste comunități minoritare din punct de vedere etic, iertați-mă, etnic, da? De ce nu spuneți că în aceste comunități minoritare din punct de vedere etnic, o femeie este obligată să-și păstreze sarcina și să se căsătorească cu bărbatul cu care a făcut copilul? Ele nu îndrăznesc să spună asta, pentru că ar părea că sunt rasiste. De aici spun o grămadă de contradicții. O altă contradicție și mă opresc din răspuns. Cum e posibil să spui vrem să protejăm fetele și femeile când prin avort, și știm lucrul ăsta că s-a întâmplat în China, în deosebi în China, atunci când unele cupluri au șansa să aleagă care să fie copilul avortat, de regulă, din păcate, în timp tragic, fătul care este de sex feminin este ales pentru avort. Și ca să vă dau o cifră precisă, în China, unde politica avortului a fost politică de stat, impusă de Partidul Comunist, atenție, o paranteză istorică, Partidul Comunist a introdus prima oară politica asta de stat în URSS, în anul 1920, prin Vladimir Vladimirovici Lenin. O să spunem și de ce a făcut lucrul acesta, foarte pe scurt, ca să lege nu de glie, ci de fabrică, corpul femeii și să creeze o relație nu de afecțiune între femeie și copil, ci de devotament între femeie și economia de stat planificată a Partidului Comunist. Mă întorc și spun că în China, și harpile care mă atacă nu spun lucrul acesta, fetele, mai ales spun copiii nenăscuți, de sex feminin, sunt primele ținta atacului, ca să zic așa, sau ținta avortului. Și de aceea s-a ajuns în China, vă rog să vă imaginați această realitate șocantă, prin destabilizarea și tulburarea raportului natural între băieți și fete, s-a ajuns la o populație de 30 de milioane de bărbați care nu mai au parteneri, da? Acești bărbați nu au partenere în mod natural. Deci intervenția brutală a tehnologiei și, bineînțeles, politicile avortive stimulate de către Partidul Comunist în China
au distrus vieți de bărbați, vieți de fete în pântecele mamei lor și atunci tragedia nu are, nu are egal. Mihai, că tot ai adus discuția despre istorie, aș vrea să știu dacă, de exemplu, din punct de vedere istoric, avem date care să ne spună când și cum au ajuns femeile să constate că pot recurge la această procedură. Adică? Să înțeleg mai bine întrebarea, de asta întreb. Deci, din punct de vedere istoric, avem date care să ne arate, să ne spună când și cum au ajuns femeile în România? Să constate că pot recurge la această procedură de a avorta, de a face acest lucru, de a scoate fătul afară? Istoric vorbim. Da, din punct de vedere istoric, în cazul României, biserica a avut, noi știm foarte bine, o influență destul de mare asupra mai ales comunităților rurale. Deci țăranii, ca să o spunem pe șleau, știau foarte bine. De altfel, vă spun sincer, în predica obișnuită care putea fi auzită la țară, până în anii 50, țăranii știau că avortul este pruncucidere. Nu se folosea un alt termen. Deci termenul ăsta, avort, sau, ați văzut, mai nou se vorbește despre sănătate reproductivă. Este Orwell, este moartea limbii române. Deci tu spui sănătate reproductivă și când spui asta te referi la eliminarea fătului, care înainte de toate este ciopârțit, bucată cu bucată, picioruș cu picioruș, mânuță cu mânuță, fătul la 22 de săptămâni, care aude sunetele mamei, gânguritul, iertați-mă, vreau să spun, cântul, legănatul, tot ceea ce face mama în comunicarea invizibilă cu pruncul, poate fi auzit lucrul acesta, sunetul pe care îl produce mama poate fi auzit de către copil și el este ciopârțit la 22 de săptămâni, la 24 de săptămâni cu aceste foarfeci ale crimei și bineînțeles lucrul acesta nu se putea vedea înainte, da? Deci nu se putea identifica intervenția prin infrared sau prin tehnologii ale sunetului care astăzi se folosesc evident și de aceea o vreme începând cu anii 58-60 până în 89, cei care recurgeau la avort nu își dădeau seama ce fac cu adevărat. Multe femei au recurs la avort din motive economice în România, dar în orice caz, în anii 60, politica de stat a permis avortul. Este foarte important să spunem că sub Ceaușescu avortul a fost permis, însă numai după ce ai avut 4 copii. Da? Deci în perioada comunistă, trebuie să restituim acest adevăr, comuniștii nu erau împotriva avortului, dar doreau să consolideze, dacă vrei, forța biologică a națiunii române și pentru asta cereau unei mame să facă 4 copii și apoi îi dădeau dreptul să facă avort. Câte avorturi dorea să facă, putea să facă. Deci nu e că în comunism a fost interzis avortul, a fost doar încurajată natalitatea asta, oarecum zic eu forțată, nu am să neg că era forțată, eu personal sunt pentru libertate, dar după Revoluție a venit măcelul și am fost criticat și aș vrea să se spună și lucrul ăsta pe canalul vostru, Vocea Creștinilor, nu uitați să dați like, să dați subscribe și să-i susțineți pe colegii noștri. S-a spus că neamțul a exagerat zicând că sunt 30 de milioane de avorturi de la Revoluție încoace. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Adevărul este că nimeni nu ne spune care e cifra corectă și singura cifră pe care o avem este cea care se referă la perioada 1958-2008 și este 22,2 milioane de avorturi. Adică populația României a fost ucisă în pântecele unor mame care din motive variate au recurs la această soluție cu ghilimele de rigoare. Eu sunt un om care nu sunt pentru interdicție, eu sunt pentru educație, eu sunt pentru cultura provita, eu sunt pentru a da unei mame disperate 4-5 opțiuni înainte ca ea să zică da, vreau să fac avort. Când ea vine la medic, aș vrea să audă din partea medicului, bine ai venit, nu te teme, sunt soluții. Primul lucru să fie un mesaj pozitiv. Prima conversație de să fie cu un medic pro-life. A doua conversație să fie cu un asistent social să-i spună scumpa mea, nu te teme, avem aici un pachet financiar pentru tine din partea statului. Dacă naști acest copil, din start îți intră în contul bancar o sumă de, nu știu care să fie aceea, da? A treia discuție să fie cu un psiholog și să-i spună scumpa mea,
uite aici, dacă vrei, stai de vorbă cu o mamă care ar dori să fie mama adoptivă. Deci nu vrei acest copil, nu e nicio problemă. Îl naști și copilul va merge direct în brațele unei mame adoptive. Și lucrul ăsta este minunat și într-o zi poate o să te reconciliezi cu decizia luată. Nu trebuie să regreți atât de tare. Înțelegem circumstanțele materiale, te apasă foarte tare. Dă naștere copilului și predă-l unei familii care vrea să-l crească. Deci până să ia această decizie mama gestantă, eu aș vrea ca ea să aibă 3 sau 4 conversații pe durata minim 3 săptămâni. Eu aș vrea ca durata în care ea deliberează să nu fie scurtă, de o seară. Pentru că astăzi ceea ce ei vor să facă este avortul on demand. Deci ceri și ți se oferă ca un fel de hamburger, da? Știți, mergi cu mașina, faci un drive-in, da? Intri în fața restaurantului cu mașina și ceri un hamburger. În 2 minute ai vrea să ți se dea acel hamburger. Aceasta este banalitatea răului la care am ajuns. Și aceasta este din păcate perspectiva progresiștilor radicali asupra acestei operații, care, repet, este o operație cu efecte negative atât asupra fătului, care nu mai există, cât și asupra mamei, care este tulburată, care intră în stări de melancolie profundă, care va avea toată viața coșmaruri cu acel copil, despre care de altfel nu se și vorbește. Deci din punctul meu de vedere, da, istoria contează, dar numai pentru a, cum se spune, avea niște termeni de comparație. La timpul prezent, tehnologia ne permite ca fără nici o argumentație de tip religios să-i arăți mamei, uite fătul din burta ta, uite cum dă din picioruțe, uite cum dansează fătul, adică copilul, da? În devenirea lui, începe să se joace. Noi știm, copiii sunt programați să se joace și ca să-și dezvolte musculatura, și ca să intervină elementul de afecțiune între mamă și prunc. Dumnezeu așa a programat vietățile acestea, la nivelul tuturor mamiferelor vedem acest joc, ca noi, prin experiența ludică, da, a entuziasmului față de mamă sau față de tată, prunci fiind, să ne și dezvoltăm psihic, fizic, din toate punctele de vedere, afectiv. Ei bine, tu dacă ai arătat ca medic mamei ce face fătul la 22 de luni, 24 de luni, ea poate ar hotărâ să păstreze copilul. Dar dacă tu vii cu fanatismul de tip, îmi vine să spun fascist, care sugerează că controlul asupra tuturor detaliilor vieții tale trebuie să fie dictat de către stat, fiindcă asta au vrut comuniștii, da? Și fasciștii, să controleze toate elementele, toate detaliile despre viața ta personală și publică. Dacă tu vii și spui, avortează-l, n-are niciun sens, nu merită să te chinui, vei avea mult stres financiar datorită acestei sarcini, atunci femeia, gândiți-vă, în condițiile de stres poate să cedeze. Și din păcate, argumentele care se aduc astăzi în spațiu public, în condițiile în care avem o prăbușire demografică fără egal, România are astăzi populația pe care a avut-o în 1966, în timp ce Turcia, vă dau un singur exemplu, era o țară care avea un jur de 50 de milioane de locuitori când se prăbușea comunismul și are astăzi peste 80 de milioane de locuitori, România, în loc să crească din punct de vedere demografic, economic, spiritual, ea a regresat și ne aflăm într-o situație catastrofică care va fi scoasă la iveală de recensământul, care vedeți că este ratat de către stat și statul eșuat al lui Klaus Iohannis, și bineînțeles, în condițiile de prăbușire demografică, în loc să vorbim despre salvarea copiilor, televiziunea română organizează o dezbatere în care moderatorul își asumă partizanatul și sugerează din două în două cuvinte că e ok, da, să avortezi, pentru că, citez acum din moderatorul Mihai Rădulescu, țineți-vă bine, da? Uitați ce a zis moderatorul televiziunii române, plătit de noi, adică de voi toți, de noi toți. Știți ce a zis? Dar dacă este un Jack Spintecătorul cel care se naște? Și am zis, dacă e un Vurbrand, sau dacă este un Eminescu, sau dacă este un Michelangelo, sau dacă este un, ziceam eu, corect, un Beethoven, nu? Nu poți să regreți decizia luată. Deci sunt multe argumente pentru a salva viața unui copil. Și încă ceva și cu asta închei. Gândiți-vă că în anii 1850-1860, personalități precum, iată, am spus, Mihai Eminescu, născut la Botoșani,
Se nășteau, aceste personalități spun, în lumea veche, în familii cu 7, 8, 10, în cazul Eminescu 11 copii. Deci dacă la al șaptelea copil, Raluca Eminovici, împreună cu soțul Gheorghe Eminovici, ar fi hotărât să-l avorteze pe cel de-al șaptelea copil, Eminescu nu s-ar fi născut. Noi n-am fi auzit niciodată de Somnoroase păsărele, n-am fi cântat niciodată Eu știu ce te lege în codrule, nu am fi recitat niciodată Luceafărul, nu am fi învățat niciodată pe de rost Scrisoarea a treia sau Scrisoarea a întâi. Literatura română ar fi fost mai săracă, imaginația noastră morală ar fi fost mai atrofiată, pur și simplu bogăția spirituală acestui popor, acestui neam, ar fi fost grav afectată, la fel cum s-ar fi întâmplat și dacă Brâncuș ar fi fost avortat, și dacă, bineînțeles, George Enescu ar fi fost avortat, și dacă Ciprian Porumbescu ar fi fost avortat. Conform teoriilor de astăzi, nu? Avortul după un copil sau două, maxim, da, sarcini, ar trebui să fie aproape soluția, soluția oricărui cuplu. Și atunci eu spun unde am ajuns. Pentru că din punct de vedere statistic, dragii mei, hai să o luăm așa, statistic. Nu că n-ar exista intervenția lui Dumnezeu în viețile oamenilor. Ea există, dar spun statistic strict ca judecată omenească. Orice geniu se naște, hai să spunem statistic, la 1 milion de oameni. Nu? Deci e nevoie de 1 milion de oameni să apară o ființă genială. Dacă tu în mod constant tai, da, cordonul acesta gestant, relația aceasta între genialitate, pe de o parte, intelectuală, spirituală, artistică și, aș spune, fondul biologic al națiunii, dacă legătura asta este tot mai dificilă, unde să apară geniile? Unde să apară oamenii excepționali ai României? Nu mai apar. Poate se nasc în diaspora, dar nu mai apar. Și ca să închei cu mențiunea legată strict de cifre, spuneam că din 2008, deci până în 2008 au fost 22,3 milioane, dacă numărăm din 1958 avorturile. Dar în 2008 au început să apară și avorturile în spitalele private. Din 2008 până în 2022, câți ani sunt? Cred că sunt vreo 14 ani, corect? 14 ani, da. Dragii mei, la cele 22 de milioane s-au mai adăugat, din păcate, alte câteva milioane. Noi nu știm însă câte. Și nu știm pentru că adesea statisticile ne sunt ocultate, ne sunt refuzate de către mai ales spitalele private, care, ce credeți? Guess what? Sunt locuri unde medicii aleg să facă operația, da, de curetaj, nu la spitalul public, ci la spitalul privat. Unu, pentru că e mai scump. Doi, pentru că noi nu știm cum aceste organe, țesuturi ale fătului care a fost ucis, sunt utilizate în ceea ce eu numesc, fără să ezit, în industria morții. Pentru că dincolo de ceea ce se spune la televizor, există din păcate o industrie a morții. Este o industrie care utilizează organe ale copiilor nenăscuți, pielea, care utilizează în cercetări de tip stem cell, tot ce înseamnă elementele acestea cu un ADN specific. Practic e vorba de o tranzacționare, transformarea copilului într-o marfă, da? Și cine câștigă din această industrie a morții? Hai să recapitulăm. Câștigă medicul care performează, în ghilimele, da? Care practic face această operațiune de curetaj, el este plătit pentru asta. Câștigă spitalul care oferă măcar o zi sau două de găzduire respectivei mame. Câștigă apoi laboratoarele care cer aceste hai să le numim resturi, da, ale fătului care a fost ucis, și bineînțeles câștigă crematoriu, pentru că poate nu știați, în București, în anii 90, puteai să mergi la ora 1-2 noaptea în preajma unor crematorii și era un miros de carne de copil arsă. Deci există și realitatea hidoasă, tulburătoare, a carbonizării, da, acestor trupuri de copii care n-au avut șansa de a se naște. Despre asta n-ați auzit deloc nimic la televiziunea română și, din păcate, doar voi și încă câteva canale mai permit această dezbatere. Mulțumesc! Mihai, este groaznic ceea ce ai spus în ultima frază. Uite, eu de mai bine de 15 ani, meseria mea este de așa natură încât zilnic mă intersectez cu oamenii.
Înainte știi că se spunea nu fac un copil pentru că dacă n-am cu ce să-l cresc. Acum ne-am mai emancipat puțin și nu mai facem copii pentru că este dreptul meu de alegere. Deci am schimbat cumva placa. Scuzele auzite de mine personal de-a lungul timpului pentru cele care au vrut să recurgă la avort și au și recurs ulterior. Anticoncepționalele mă îngrașă, injecțiile și steriletul la fel. Cu prezervativul nu îmi place, iar metoda retragerii este nesatisfăcătoare. Acestea sunt scuzele pentru cele care vor să recurgă fără nicio urmă de remușcare la avort. Apoi, cum spuneam, există acum acea replică des folosită și utilizată, propagată foarte mult, cum că este dreptul fiecăruia de a alege. Am scris în urmă cu câteva zile un articol și am încheiat spunând astfel: ce ușor ar fi dacă am putea de fiecare dată să alegem să nu suportăm consecințele, să ne spălăm pe mâini ca și Pilat, dar sufletul să rămână plin de amărăciune, regrete și întrebări. Scuze mereu se găsesc și cumva asta presupune că de fapt mai tot timpul ne considerăm incapabili sau într-un moment nepotrivit. Când lumea va scăpa de ideile preconcepute precum casă, masă, studii, atunci vor fi cu adevărat fericiți. Pregătirea se face pe parcurs și durează până la apusul vieții vis-a-vis de cei care spun că nu sunt pregătiți sau că nu este momentul sau că este dreptul lor de a alege. Rovena, eu sunt un om care poate să înțeleagă decizia luată sub presiunea brutală uneori a partenerului de viață de către o femeie. Poate a fost bătută, maltratată, amenințată cu moartea. Sunt, din păcate, în România. Sunt și situații din acestea. Sunt situații de brutalitate din partea unor bestii. Și ăștia sunt bărbații. Trebuie să spun lucrul ăsta foarte clar. Eu înțeleg drama aceasta unei femei bătută la țară cu mătura sau cu lopata, pentru că s-a întors însărcinat acasă. După o zi de lucru s-a descoperit nouă sarcină. Înțeleg și drama unei tinere care la 18-20 de ani, bun, s-a îndrăgostit, ok, s-a creat un context, n-a putut să-l oprească pe iubitul ei de la un act de intimitate profundă și s-a întâmplat să rămână și ea însărcinată în anul 2 de facultate și are dilema, eu ce fac, continui studiile sau nasc. Este și aproape, s-a creat așa un climat încât este un stigmat să naști. Deci astăzi dacă tu naști un copil la 21 de ani, colegele multor tinere aud, spun pe față, ești nebună, ești proastă, ești înapoiată, da? Deci a ajuns, în loc să fie o binecuvântare, în loc să zică wow, ce tare, ce cool, ce frumos că ești mamă, ce vedeți, statutul de mamă a fost deteriorat din perspectiva publică, da? Și eu cred că avem foarte mult de lucru la nivelul nu atât al legislației cât al culturii. Și eu pot să înțeleg aceste situații. De asta cred că trebuie să creezi pentru aceste femei anonimat, ok, să fie un hot, cum se spune, un hotline, ăsta e cuvântul, da? O linie telefonică unde ele să sune și în registrul ăsta de anonimat să spună: uite, eu sunt așa, ce mă sfătuiți? Și să afle și care sunt protecțiile legale ale ei ca femeie, ca mamă, ca nu știu ce. Deci noi nu am făcut lucrul ăsta. Eu nu cred că există astăzi toate aceste... Deși avem un minister al familiei condus de o femeie care este în favoarea avortului și mă refer la doamna Firea, noi nu avem la ministerul acesta al familiei, cred că, toate aceste dispozitive puse în joc. Dar, aici vine un dar. Nu mă poate nimeni face. În 2022, cu atâtea imagini ale fătului disponibile, să cred că atunci când faci un avort, tu nu știi ce faci. Eu pot să înțeleg că e o jenă să fii studentă însărcinată. Nu știu dacă e o jenă, nu este sigur o jenă. Este doar o situație neprevăzută. Este o situație poate de apăsare socială, dar nu este o jenă. Pentru sincer, un om ca mine, când mă gândesc la mama mea, care totuși avea 23 de ani la prima sarcină, îmi dau seama că aia e normalitatea, de fapt, nu? Ba mai mult, vreau să vă spun că am șocat publicul la televiziunea română reamintindu-le că Regina Maria s-a căsătorit la 16 ani. Și le-am zis, dați-o afară, vă rog, din istoria României. Vă rog, renunțați la Regina Maria să nu mai apară numele ei pe niciun spital, că văd că vă mândriți cu ea, da?
hotărâți-vă. Este ea eroină? Este ea mama tuturor răniților din primul război mondial? Este ea cea care a făcut Marea Unire alături de Ferdinand? Este regina care a fost primită cu covor roșu de către americani, de către Calvin Coolidge, care era protestant, și asta vă place? Deci este această regină a României, căsătorită la 16 ani, devenită mamă destul de devreme, este un stigmat sau este o mândrie pentru noi? Că trebuie să ne hotărâm. Dacă alegerile ei, inclusiv alegerea de a se căsători la 16 ani, au fost catastrofale, de ce o aplaudăm? De ce o mai venerăm? Înseamnă că nu e chiar așa cum zice noi, înseamnă că noi greșim, da? Că undeva noi, ca societate modernă, târzie, care punem întotdeauna cariera în fața maternității și a căsătoriei, noi avem de răspuns la niște întrebări. Nu regina trebuie să răspundă la întrebări, ci noi trebuie să răspundem. Anume, care este întrebarea? De ce am introdus o gelozie, o relație de gelozie a companiilor private sau publice față de corpul femeii? Da? Pentru că asta este. Companiile, inclusiv Starbucks, Netflix, cele care au anunțat că vor plăti, vezi doamne, deplasarea femeii către clinica de avort din Statele Unite disponibilă, în alt stat, evident, aceste companii au declarat că au o relație de gelozie față de corpul femeii, care e revendicat de către cine? De către copil. Da? Deci când tu ești mamă, simți un apel, ca să spun așa, să fiu filozofic, dați-mi voi că asta e meseria mea de filozof, da? Este apelul nevăzut al copilului din pântecele tău. El te strigă, copilul. El nu vorbește încă, dar el zice mama, de fapt, da? El te cheamă. Copilul te cheamă de când el este în pântecele tău. Și compania știe lucrul ăsta. Și geloasă fiind pe relația de maternitate între mamă și prunc, ce zice mamei? Compania, Starbucks, ia de aici niște bani și du-te și avortează. Femeia care nu înțelege competiția între copil, adică între maternitate și companie, zice, hai să iau banii totuși, hai să fac avort. Nerealizând că făcând lucrul acesta, ea se transformă pe sine într-o sclavă a unui sistem economic care o va stoarce, o va utiliza până la ultima picătură, din punct de vedere neuronal, din punct de vedere energetic, din punct de vedere al rezistenței fizice. Ea va fi stoarsă până la 35 de ani, când, ce credeți? Fecunditatea ei va fi afectată. Nu va mai fi la fel de fertilă la 37-39 de ani ca la 26 sau 28 de ani. Și atunci ce crezi? Femeia îngrijorată că ea a neglijat maternitatea se va duce la o clinică de fertilizare și va zice, timpul a trecut, dar auziți, aș vrea să folosesc orice metodă ca să rămân însărcinată. Și ei zic, relaxați. Sigur că da, și la 43 de ani, dacă vrei, poți rămâi însărcinată. Dar știi cât costă acest tratament hormonal? $40,000. Deci din nou o altă companie câștigă de pe urma întârzierii pe care ea a acceptat-o în corpul ei, mutând ceasul biologic de la 25 la 37. Eu nu vreau să disprețuiesc niciuna dintre aceste femei. Ele au dreptul să aleagă cum doresc. Eu nu spun că femeile n-au nevoie de carieră, dar le spun că au toată viața pentru o carieră în față și doar câțiva ani pentru sarcină și pentru, bineînțeles, căsătorie. Pentru că a fi atractiv, știm foarte bine, înseamnă să fii și tânăr, înseamnă să ai o vitalitate. Una este atractivitatea unei femei la 25 de ani și alta este atractivitatea ei la 45 de ani, din punct de vedere strict al relațiilor între sexe. Și atunci, unde vreau să ajung? Ceea ce noi nu spunem este că asistăm la un război tăcut al unei industrii care transformă femeia și corpul ei în unealtă, okay? Ea este o unealtă a profitabilității, a randamentului financiar și economic, negându-i o trăsătură constitutivă care o definește din naștere pe ea femeie, anume capacitatea de a purta o sarcină. Pentru că toată fiziologia femeii, de la 14 ani se vede, sânii încep să apară, da? Șoldul este construit într-un asemenea mod încât ea să poată duce o sarcină. Picioarele ei sunt construite în așa fel încât să poată efectiv, la modul fizic, da? Să ducă o sarcină chiar până în luna a noua. Organele genitale și așa mai departe, toate au o dispoziție
care, bineînțeles, conduce natural către nașterea de prunci. Lucrul ăsta l-a observat Galen, lucrul ăsta l-a observat Aristotel, lucrul ăsta l-a observat Hipocrate. Nu trebuie să citești teologie dogmatică, nu trebuie să te pierzi în referințe obscure din Biblie ca să înțelegi ceea ce am spus eu acum. Te uiți la o femeie, te uiți la constituția ei fizică, îți dai seama că sânii ăia sunt nu doar pentru un joc erotic cu bărbatul. Sânii aceia au și ca scop final alăptarea pruncului. Deci eu nu știu dacă trebuie să repet aceste lucruri banale, dar dacă nu le află tinerii la școală, hai să le spunem noi. Și atunci, tu bărbat, când o vezi pe ea însărcinată, ce faci? Te abții, intri într-o logică abstinenței. Ok, ea este soția mea, ea este partenera mea, dar acum ea este acum chemată să livreze în primul rând atenție, energie, dragoste, afecțiune copilului. Nu mie, bărbat egoist, ci în primul rând copilului. Deci dacă bărbatul înțelept cedează și lasă ca maternitatea să se desfășoare natural, companiile, în schimb, egoiste, impersonale și, din punctul meu de vedere, pe alocuri criminale în intenția lor, companiile aplaudă decizia femeii de a face avort. De asta noi nu cred că insistăm suficient, ăsta e punctul meu de vedere, în teologia publică, în predici, în mărturia pastorilor și a preoților asupra acestei relații ambigue. Ok, compania îți dă 2000 de euro, dar ce ți ia? Poți cumpăra tu cu 2000 de euro maternitatea pierdută la 28 de ani, la 30 de ani, întârziată, amânată? Deci cred că este fundamental să punem în discuție intențiile, burele intenții ale companiilor publice, ale companiilor private, ale multinaționalelor care vin și spun: hai tu aici, tată, slujește pe altarul acesta al profitului meu, pentru că cine ia profitul, nu? Acționariatul, faimoșii shareholder. Și ea ce primește? Un salariu care cât îi permite să trăiască? De la o lună la alta, hai, două luni maxim trăiești cu un salariu. În rest, da? Viața ei nu viața ei nu este interesantă pentru nimeni. Viața acelei femei, singurătățile ei, tragedia de a nu avea nici soț, nici copil la 45 de ani. Cine o consolează pe acea femeie? Cu ce o liniștește compania respectivă pe acea femeie? Cu absolut nimic. De aceea, ceea ce se promovează acum este efectiv o formă de posesie ideologică, un feminism radical care a prins contur și la noi. Și sigur că eu sunt urât și detestat, fiindcă spun lucrurilor pe nume. Eu nu mă feresc, Ciprian, sper că observ, să folosesc o sintagmă tare cum ar fi teroriștii uterului. Pentru că, Ciprian, m-am tot gândit, știi, la 40 și v-am mai spus asta și o repet, fiindcă suntem prieteni și ne permitem să mai și glumim. Între 20 și 40 de ani ești frământat, oare ce cred alții despre tine? Între 40 și 60 zici: te doare în cot, mă doare în cot de ce cred alții despre mine. Și la 60 de ani constați că nimănui nu-i pasă de tine. Deci eu sunt în faza a doua, da? De la 40 la 60 mă doare în cot, da. Dar de ce mă doare în cot? Pentru că am realizat că nu poți cu acești seculariști radicali să ai nu numai dialog, ci nu poți să ai un pact social. Nu poți. Ei nu te respectă, de fapt. E fundamental, după ce se termină emisiunea, eu am fost acolo cu doamnele acelea în platou și le-am zis: bună seara, la finalul emisiunii, mulțumesc pentru prezență, vă rog să spuneți și mie de ce ați spus că am o retorică goală. Argumentați-mi că nu mai e nicio cameră. Ați venit cu pozele alea. Zic, pozele alea erau reale, ale unor copii din pântecele mamei. Da, ați defilat și ați etalat nu știu ce poze în loc să veniți cu cifre. Zic, dom'le, asta a fost alegerea mea. Eu am vrut să arăt ce se întâmplă și încă n-am arătat toate pozele, că data viitoare aș veni și cu pozele care arată fătul ciopârțit. Nu? Însă ele în privat nu au îndrăzneala să-ți spună ceea ce a doua zi scriu pe Facebook. Da? Neamțul, un fascist. De ce sunt eu fascist? Dom'le, dacă și Aristotel este fascist, înseamnă că am pierdut uzul și al rațiunii și al definițiilor. Scuzați-mă că am vorbit poate prea mult. Mihai, mi-am amintit că cu ceva timp în urmă am urmărit un documentar. Era vorba despre un bărbat care toată viața s-a ocupat cu cercetarea mirosurilor.
Și în urma cercetărilor pe care el le făcuse în laboratoarele lui, spunea că spermatozoidul are miros de lăcrimioare ca să atragă ovulul. Deci nu mai rețin, nu pot să redau acum exact, dar ideea asta era cumva că spermatozoidul are un miros plăcut și am zis, wow, ce chestie minunată, adică chiar dinainte de procreere se întâmplă acolo o chestie chimică ca să fie așa un fel de atracție, ca să pot spune. Mi s-a părut ceva fascinant. Da, e foarte interesant, nu știam aceste chestiuni olfactive, vorbind mă depășesc, dar eu spun atât. Ne-am îndepărtat de natură și nu numai că ne-am îndepărtat de natură, ci ne-am îndepărtat de logica ascunsă în ea. Firește, există lucruri naturale care sunt poate mai neplăcute. De pildă, folosim, nu știu, din punct de vedere, nu știu, al interacțiunii sociale, mi se pare obligatoriu să folosești apa, săpunul și recurgem la igienă, pentru că e bine acolo unde există o aglomerație foarte mare de oameni să nu deranjezi prin mirosul tău neplăcut. Dar există lucruri ascunse în logica profundă, să zic, a naturii, pe care noi nu le înțelegem, da? Și inclusiv acea transpirație a bărbatului poate fi atractivă pentru o femeie. Dar noi, vezi, adesea negăm faptul că această atracție ar avea o finalitate și intervenim brutal. Eu nu sunt un fanatic acum care să spună că un cuplu nu poate să ia în calcul, de pildă, perioadele acelea în care femeia nu este fertilă. Există o perioadă în care, în mod natural, femeia nu mai este atât de fertilă sau nu este fertilă. E un timp în care cei doi pot să aibă cumva o intimitate fără angoasa unei sarcini nedorite. Există apoi atâtea metode prin care poți evita, pur și simplu, poți evita să ajungi la un avort. Se poate astăzi. Nu spun eu cum. Fiecare cuplu are modul său de a lucra această, de a discuta aceste chestiuni de intimitate, dar spun că nu e normal ca în România anului 2022 să predici avortul ca o soluție ok. Nu este normal ca un medic să apară la televiziunea publică și să spună, fiți atenți, citez acum că am o memorie bună, încă mai am o memorie bună, zice așa, medicul care a fost invitat alaltăieri, zice, avortul este o parte intrinsecă din sănătatea reproductivă a femeii. Uitați-vă și voi la enunțurile astea. Și apoi aș vrea neapărat să zic ceva despre vasectomie. Deci bubuie Facebook-ul, Instagram-ul, că neamțul nu știe ce este vasectomia. Dragii mei, eu sunt obișnuit cu polemicile și uneori, cum se spune, cea mai bună tehnică este să nu-l iei în serios pe cel din fața ta. La dezbaterea la care am participat a fost și o tânără foarte, foarte neliniștită. Ori de câte ori spuneam cuvântul, am urmărit-o, da? Dumnezeu, Iisus, Biblie, biserică. Când spuneam aceste cuvinte, îi tremura picioarele. Așa făcea cu picioarele. Era, asta, avea o stare de nervozitate. Când am zis Aristotel, a zis, e depășit, e de 2500 de ani depășit. 2300 de ani. Și la final a zis, mă rog, Mihai Neamțu cu retorica lui goală și a zis, fiți foarte atenți ce a zis, doamna, tânăra, domnișoara, eu știu ce-o fi, zice așa, dacă tot sunteți pentru viață, deci primul enunț, și ați luptat contra măștii în perioada pandemiei, al doilea enunț, ce ați zice ca într-o dimineață să vă treziți cu o operație impusă de către stat de vasectomie? Și am zis, frate, pro-viață, mască și vasectomie. Cine poate cu mintea întreagă să le pună într-o propoziție pe astea trei? Că n-au nicio legătură una cu cealaltă. Eu pledam pentru viață, ea am vorbea de mască. După ce a terminat cu masca, a zis și de vasectomie, care este operație de sterilizare a bărbatului. Eu vorbeam despre cum poți să ai copii, ea am zicea despre cum să nu am copii. Probabil că sugestia implicită și obraznică era că Neamțu ar fi cazul să nu mai aibă copii. Bun. Și am răspuns în dodi, în dodi am spus, adică neserios, am spus, domnule, masca știu că poți purta, însă copilul pe care nu ți-l dorești, îl poți ceda, îl poți da spre adopție, în timp ce masca nu o poți da niciodată spre adopție, că e a ta. Iar cât privește vasectomia, zic, nu mă interesează, fiindcă n-aș vrea să fiu într-o bună zi, așa cum poate v-ați dori voi, transgender. De ce am zis asta? Fiindcă premisa implicită a argumentului lor, deci toate aceste femei pe care eu le-am auzit, feministe radicale,
sunt de acord și cu mișcarea LGBT, toate. Iar în LGBT există și transgenderismul ca ideologie. Deci ele susțin transgenderismul. Și ca tu să fii transgender, toată lumea știe și un medic vă poate confirma, trebuie să faci și operația asta de vasectomie, să elimine organe genitale, se face și vasectomie, se face și injectare cu hormoni, se fac multe, da? Eu nu sunt specialist în transgenderism pentru că nu mă interesează. Dar am zis, ca bărbat asumat heterosexual, nu mă interesează. Un răspuns din punctul meu de vedere în oglindă. Nu știu dacă e bun, dacă e rău, dar e sigur la nivelul prostiei spuse de asta de dinaintea mea. Și am spus chestia asta, evident au scos din context, neamțul nu știe ce este vasectomia, vasectomia n-are nicio treabă cu a fi transgender. E adevărat că poți să faci o operație de vasectomie și să nu fii transgender. Este cazul multor bărbați, știu lucrul ăsta, în anumite familii, mă rog, cuplul discută și poate bărbatul hotărăște să se cumva sterilizeze și să nu mai facă copii prin vasectomie. Eu știam unde bat ele, dar m-am făcut că nu știu ca să bat în altă parte. Adică unde ele se făceau că nu ar fi prezente cu discursul, adică în zona LGBT. Fiindcă ce crezi? Citoarea mea. Toate aceste avocate ale morții, toate aceste susținătoare ale avortului, toți acești teroriști ai uterului sunt și pentru, guess what, LGBT+, mai ales pentru transgenderism, pentru injectarea copiilor de 16 ani, de 14 ani, cu hormoni pentru schimbarea de sex. Adică, cum să spun eu, loviturile sub centură sunt permise pentru unii, dar pentru mine n-ar fi deloc ok. Știi, Rovena, ești femeie. Este foarte greu să fii singurul bărbat într-un platou cu 5 femei. Da? Deci, sau cred că au fost 7. Au fost 3 femei pentru avort. A fost de asemenea un medic, dar trecem peste el. Și au fost 2 studente de la jurnalism alese și 5. Da? Plus lângă mine Alexandra Nadane, care este și ea femeie și foarte bine că este femeie, dar mi era foarte, foarte greu să lovesc, să ripostez, să atac. Da? Este în regulă să ataci un bărbat. Ca bărbat poți să ataci un bărbat. Nu neapărat să-l ataci la persoană, ci să-l confrunți. Este extrem de greu să dai o replică tăioasă unei femei, pentru că ce crezi? Va fi scos din joben argumentul neamțul misogin. Și atunci am răspuns în dodi la o prostie, răspuns cu, să zicem, da, o monedă identică și a vuit internetul neamțul, habar n-are ce este vasectomia. Fraților, acești oameni sunt analfabeți din punct de vedere cultural și istoric. Dacă îi întrebi 3 chestii elementare de cultură generală, nu știu. Iar ziaristul, și sper să mă audă, a făcut și gafa în public de a mă întreba, dar Aristotel ăsta era căsătorit? Nu numai că nu știa că era căsătorit și că a avut și copii și că etica nicomahică a fost dedicată fiului său Nicomachus și că omul și-a dus nevasta într-o cercetare într-o insulă mediterană, chiar în luna de miere. Nu cer ca un ziarist să fie savant sau erudit, dar vreau să spun că la nivelul de ignoranță pe care ei îl etalează, deci dacă îi întreb, dragii mei, Ciprian și Rovena, deci dacă le întreb pe femeile alea, voi criticați Biblia, ziceți-mi și mie 3 personaje din Biblie, 3 femei din Biblie, credeți că ele au auzit de Estera? Credeți că ele știu cine este Elisabeta sau Maria? Habar n-au. Dacă îi întrebi pe toți ăștia care detestă religia creștină, domnule, zi-mi și mie în ce secol a trăit David, ca idee generală, vreau să știu dacă te pricep sau nu la subiect. Habar n-au. Deci cultura lor teologică, istorică și filozofică este zero. Și din această nulitate absolută, din abisul ignoranței lor, aceste harpii vin și spun, neamțul habar n-are care e definiția unui termen pe care eu, savantă de renume, l-am folosit. Nu l-ai folosit, bre, decât pentru că ți l-a dictat cineva pe WhatsApp și ea citea înainte de a pune această întrebare, bineînțeles, citea întrebarea dictată de alții. Așa arată dezbaterile astăzi, dragii mei. Vă invit și pe voi să vă puneți în situația mea sau altora care trebuie să apere valorile creștine în cetate. Nu e confortabil, nu e simplu și vă zic sincer, ar trebui să ținem mai aproape. Mi se pare că ar trebui să facem front comun mai des, să ne ajutăm unii pe alții, să ne livrăm informații, să ne
încă ceva și de asta am menționat Marile Cărți. Și mă bucur că aveți și voi un sponsor pentru matematică, dar lasă-mă să spun că și Marile Cărți este un loc unde oricine dorește să-și educe un tânăr de 20 de ani, 23 de ani, 25 de ani în arta oratoriei, în tot ceea ce înseamnă comunicare, în tot ceea ce înseamnă apologetică creștină, oricine dorește să facă asta, o poate face la Marile Cărți. Și crede-mă, nu-mi imaginez că lucrurile astea pe care noi trebuie să le facem în cetate, adică apărarea credinței, încep și se termină cu noi. După tine, Ciprian, după tine, Rovena, după mine, vor veni alții. Tineri de 23-25 de ani. Întrebare, cine îi formează? Cine îi pregătește? Fiindcă, Ciprian, tu ești un om care predică în biserică. Ok, am o veste pentru tine. E mai ușor, scuză-mă că-ți spun, să predici celor convertiți decât să te duci și să mărturisești în fața adversarilor. Și de asta vă întreb, ce facem? Adică care este planul? Cu cine va defila Biserica lui Hristos în următorii 30 de ani? Care sunt liderii? Ce învață ei? Cum se pregătesc pentru o dezbatere televizată? Cum se pregătesc ei pentru un raport 5 la 1, cum a fost raportul la mine? Cine face, dacă vrei să spun, cine face rugăciune pentru acel om? Cine face lanțul de rugăciune în jurul unui nou David? Cine face, dacă vrei, consultanța strict tehnică, pe subiect? Domnule, despre ce vorbești? Asta, ok, hai, uite, ia asta, asta, asta și asta. Cine pregătește psihologic acel, cine antrenează acel, până la urmă, atlet? Fiindcă noi, când suntem în lume, suntem ca niște atleți într-o arenă sportivă. Zice și Pavel chestia asta, da? Suntem ca niște sportivi la olimpiadă. Unii huiduie și alții aplaudă. Dar guess what? Mai mulți huiduie. Pentru că ăștia primesc bani de la George Soros, primesc finanțări, primesc ajutoare. Noi ne descurcăm cum putem. Și pe noi, cei care aceștia ne huiduie, pe noi ar trebui, din când în când, spun foarte sincer, da? Să ne mai și ajute frații. Și nu e un, cum să spun, ajutor în primul rând material. Eu spun aici, în primul rând, un ajutor de rugăciune, spiritual, de ce nu moral și psihologic. Pentru că după 4, 5, 7, 10 runde de acest fel, să știți că obosește și un campion. Adică tu vrei ca Simona Halep să fie numărul 1? Ok, uite de ce are în jurul ei. Câți oameni o sprijină la nivelul fizicului, de recuperare și așa mai departe. Deci noi credem că, nu știu cum să spun, avem 3-4 apărători, apologeți, și ăia când se duc ar trebui să facă furori, știi, să fie cei mai buni dintre cei mai buni. Dar nu ne punem problema, bă, dar ăla cum gestionează psihologic chestiunea? Și uite, s-a întâmplat cu Jordan Peterson chestiunea asta. Adică omul, după o contestare masivă, radicală pe internet, a căzut în depresie. Și a avut un an și jumătate, cred că doi chiar, de absență. Nu l-a mai văzut nimeni. Biserica are nevoie de viitori luptători, de apologeți, și trebuie să-i formeze. Și dacă nu există instituții teologice care să facă asta, noi la Clubul Marile Cărți ne-am hotărât să îi ajutăm să deprindă aceste trucuri ale dezbaterii publice. Mile, ai pomenit de Marile Cărți, aș vrea pentru încheiere să recit o poezie scrisă de mine. Face parte din primul volum de poezii creștine și este poezia unui copil avortat către mămica lui. Mamă, de aici, de sus, îți spun, te iubesc. Chiar de sunt departe, în mine înfloresc gingășia, frumosul și dragostea multă. M-a învățat un înger care mă sărută. Să știi că am un înger foarte curajos. Zilnic mă învață tot ce e frumos. Astăzi m-a învățat să-ți transmit în vis că sunt cumințel și-s copil de prinț. Draga mea mămică, mult am dorit să ating ale tale mâini și obraz să-ți simt, dar după 3 luni de gânduri bucuroase, totul s-a negrit. Ce se întâmplase? Trupul mă durea și nu știam de ce. Ale tale mâini se simțeau prea rece. Inima bătea, mă cuprinsese frica. Și într-una mă gândeam, e bine, mămica? L-am întrebat pe înger și n-a vrut să-mi spună. Mi-a răspuns atât, că ești mamă bună, că ți-e dor de mine și că într-o zi vei veni de grabă alături să-mi fii. Doresc atunci, mămico, să rămâi cu mine pe brațul tău când noaptea vine,
Să-ți simt sărutul pe obrăjorii grași. Îmi promiți, mămico, că atunci n-ai să mă lași. Ce frumos! Mulțumim, Rovena, pentru gândurile tale atât de mișcătoare. Mihai, am doar, înainte de a pune întrebarea mea, aș vrea să luăm două întrebări de la ascultătorii noștri, pentru că așa am obișnuit și ar fi frumos să le răspuns lor. În primul rând vine o întrebare de la Vox Clamatic in Deserto. Ce intervenție de prevenție a avortului considerați că este cea mai dezirabilă pentru generația Z? În primul rând trebuie să învățăm abstinența. Orice mi-ați spune, postul e o practică spirituală pe care și păgânii au redescoperit-o prin faimosul intermittent fasting. A te abține de la ceea ce îți creează plăcere imediată este o formă de disciplină. Disciplina trebuie să aibă o componentă importantă și cu trimitere la chestiunile erotice sau sexuale. A te abține, în mai ales perioada de început a dezvoltării tale afective, de la relații sexuale, este un lucru bun și sănătos. Biserica și Biblia îl recomandă. Nu sunt naiv. Știu că sunt copii care cresc în lume, care deși provin din familii de creștini, sunt contaminați de Duhul Lumii și pot să cadă. Atunci, dacă răul deja s-a produs, dacă relațiile acelea deja sunt în profunzime, îmbibate de atașamente, inclusiv de ordin afectiv, erotic și sexual, atunci, ca părinte, poți să-i spui copilului aceluia să țină cont de legile firii. Să-i spui: tinere, ori te căsătorești cu această fată și te gândești de multe ori dacă ea este persoana potrivită și ții un timp de rugăciune de 40, de mai multe zile pentru asta și deși de abstinență, în general, dacă ai abstinență, mintea are mai multă claritate. Deci vorbesc despre vârsta de 18, 20, 25 de ani, când tu te poți abține de la acte sexuale de acest tip, care sunt, repet, înainte de căsătorie. Eu vă spun sincer, eu vreau să fiu foarte sincer cu voi, nu fac acum dezvăluiri personale, dar eu am trăit într-o cultură a abstinenței. Mulți ani, mult după majorat, fără să exagerez, 7-8 ani după majorat, noi, generația noastră de tineri de atunci, credeam că abstinența înainte de căsătorie este necesară, importantă și că ea îți aduce o anumită claritate. Sigur că nu sunt eu în măsură să vorbesc despre lucrurile acestea, fiindcă am greșit după aceea. Am căzut, am avut momentele mele de rătăcire. Nu sunt primul care să mă dau ca exemplu. Spun doar atât, că se poate. Dacă vrei, poți. Acum, cât poți, e o altă discuție. Deci disciplina este în primul rând esențială. Abstinență. A doua chestiune. Dacă relația deja a început să existe între cei doi și la nivel sexual, cei doi trebuie să se privească în ochi și să spună: dar dacă tu rămâi însărcinat? Și dacă ea zice e ok că rămân însărcinat, înseamnă că ai o persoană dispusă, deschisă față de viață și dispusă la o relație pe termen lung cu tine, bărbat. Deci poate fi chiar soția ta, dacă ea nu e dispusă să facă avort, ci din potrivă e înclinată către asumare. Atunci cei doi trebuie să se căsătorească. Din punctul meu de vedere, dacă ei au relații intime, deja trebuie să spună ok, asta e data nunții. Ok? Și împreună cu pastorul, cu sfătuitorul, cu preotul, să discute cum gestionează perioada prenupțială. Că, bun, s-a făcut un compromis, dar se mai poate interveni un pic în gestionarea acelei perioade, înspre curăție, înspre pregătire. Bun. După ce cuplul s-a format, cununile au fost puse, inelele au fost date, jurământul a fost făcut, clar că în cadrul acelui cuplu trebuie să fie o discuție. Ok, ne asumăm, ne dorim, ne rugăm pentru a avea un copil. Eu vă spun sincer că eu fac parte din categoria celor care își doresc cu disperare un copil. Pentru că există și situația despre care mulți nu vorbesc, a infertilității, cum să zic eu, naturale sau contextuale sau de împrejurare. Poate să fie un stres care te apasă și un an, doi, trei să nu poți face copii. Deci sunt situații și situații. Dar cert este că dacă acel cuplu căsătorit dorește să aibă binecuvântare cerească, trebuie să fie deschis către Maria, către concepție. Deci binecuvântarea vine și prin faptul de a fi tată sau mamă. După ce ai un copil, doi sau trei, și ei vin în mod natural, sau patru,
Sigur că tu, cuplu, poți să hotărăști, ok, cum gestionăm de acum înainte. Și te raportezi la, din nou, datele firii, situațiile care pot fi acceptate și care nu atentează. Eu asta spun. Orice nu atentează direct la embrion, la creatura născută, ivită din întâlnirea între spermatozoid și ovul, orice nu atentează la adresa acestui embrion, nu cred că are gravitatea pe care o are un avort. Nu se compară între omucidere sau pruncucidere și o prevenție sau o, nu știu, grijă a cuplului care nu mai poate să-și asume mai mult de 3 sau 4 copii. Nu văd deloc un termen de comparație. Nu există termen de comparație. Asta nu înseamnă că pentru cei căsătoriți nu e nevoie și de abstinență. Uneori soțul lipsește 3 săptămâni și trebuie să înveți și asta. Sau alteori soția este plecată la țară sau la familie și tu, soții, ești obligat să asumi abstinența. Deci eu cred că nu există creștinism fără o disciplină asumată și nu poți fi discipol al lui Hristos fără disciplină. E ușor de zis și greu de făcut în zilele noastre, dar știm că Iisus a ridicat ștacheta foarte sus și a zis că mintea ta, dacă începe să poftească, păcatul e deja comis. Deci noi aici trebuie să dăm bătălia, mai ales într-o lume a păcatului celebrat de către păgâni. Dar merită dată această luptă pentru că ea este răsplătită de bucuria aceasta fidelității și a regăsirii. Întotdeauna te regăsești cu cel de lângă tine altfel, mai fericit, dacă știi că legământul a fost păstrat, cu siguranță. Mihai, și a doua întrebare, și cu asta încheiem de la întrebările ascultătorilor noștri, vine de la Răuță Silviu Marian: care ar fi răspunsul societății creștin-conservatoare la argumentul că fătul nu este o persoană? Întreabă un tată creștin de 25 de ani, a doi băieți, dintre care unul în pântecele mamei. Văd aici un comentariu de la Cornelia Maria Rusu, care spune că e păcat ca doi tineri să aibă relații intime înainte de căsătorie. Asta am spus și eu. Dar am spus că dacă păcatul s-a comis, tu, părinte, trebuie să știi lucrul ăsta. Nu poți să faci pe naivul să spui: a, nu știam. Păi, dar cum? Nu-i vezi împreună? Nu-i vezi că stau în același loc până la 2 dimineața? Ce crezi? Da? Deci când s-a întâmplat ca acest păcat să se producă, trebuie să acționezi într-un fel, și anume în direcția responsabilizării. Asta e tot ce am spus. Așa, să zici că e păcat și să dai cu piatra, e simplu. Dar dacă poți să și repari, e mult mai bine. Da? Una e să dai cu piatra, alta e să repari. Întrebarea ta, Ciprian, încă o dată, foarte pe scurt, să o recapitulez, te rog. Deci care ar fi răspunsul societății creștin-conservatoare la argumentul că fătul nu este o persoană? O întrebare de la Marian Silviu. Filozofic și aristotelic vorbind, trebuie să le spunem că există o relație directă între potență, potențial, și act sau actualitate. Embrionul are potențialul de a deveni deplin o făptură umană. Deci dacă nu intervii pe parcurs, în mod natural, în mod firesc, într-o curgere a timpului spre cele 9 luni de care se vorbește, acel embrion va deveni copil după toate datele pe care copilul le are la nașterea naturală. Bun, în Biblie ni se vorbește, în Psalmul 138, dacă nu mă înșel, despre modul în care Dumnezeu vede pruncul încă din clipa concepției în pântecele mamei, da? Din pântecele mamei m-ai cunoscut tu, Doamne, da? Există această formulă biblică și trebuie să ținem cont de ceea ce înseamnă adevăr biblic. Mai știm ceva și sper să nu vă deranjeze că eu mai zic și lucrurile acestea. De asta cred că Maria este o persoană specială. Când ea s-a dus să îi facă o vizită Elisabetei, a săltat pruncul Elisabetei, adică Ioan, în pântecele ei, fiindcă a simțit prezența lui Hristos în pântecele Mariei. Prin urmare, noi nu ne jucăm cu lucrurile astea. Adică există o prezență invizibilă din punct de vedere fizic, dar ea este ușor de resimțit din punct de vedere spiritual. Și eu cred că și oamenii când văd, nu vreau să spun mai mult decât atât, dar oamenii când văd o femeie în luna 6, 7, 8 însărcinată, sunt mișcați, sunt emoționați, sunt un pic, cum să spun eu, sunt un pic puși pe gânduri, au așa o trețărire, ar dori să-i cedeze locul în autobuz, în tren, să-i lase
da? Un spațiu mai mare, să simt oamenii în mod natural că prezența acelui prunc, repet, te interpelează din punct de vedere moral. Acum, despre om. Omul nu este om doar atunci când el are deplinătatea funcțiilor într-o exprimare plenară. Ce vreau să spun cu asta? Tu ești om după ce te-ai născut și când ți-ai pierdut o mână. Tu ești om după ce te-ai născut și atunci când nu mai auzi. Ești surd, dar ești om. Tu ești om și atunci când ești mut. Deci nu ai funcția logopedică sau logocentrică, da? Nu vorbești. Am înțeles. Ești totuși om. Umanitatea nu ți-o ia nimeni, da? Umanitatea nu se obține pe parcurs. Ea e un dat. E un dat originar. Conștiința se dezvoltă. Conștiința morală se dezvoltă. Conștiința din punct de vedere strict reflexiv, conștiința de sine a copilului se dezvoltă. Copilul începe să se atingă. Copilul pune lucruri, duce lucruri la gură, da? Descoperă. Noi tot timpul, toată viața învățăm, dar învățarea începe din pântecele mamei. Asta trebuie spus. Și la încă ceva, la 12 luni, iertați-mă, la 12 săptămâni, totdeauna am fost în conflict cu ăștia și știi, când te acuză de un lucru, începi să greșești și tu că ei te acuză de o greșeală. Bun, la 12 săptămâni, spuneam, primele sunete pot fi captate de acel făt. Dacă el are capacitatea de a recepta sunetul, înseamnă că fătul este materie și spirit. Că pe sunetul nu poți să pui mâna. Nu poți pune mâna pe sunet. Înseamnă că el este o realitate ondulatorie, spirituală, dacă vrei. Și când fătul sau omul este această simbioză, această sinteză între materie și spirit, intervenția ta brutală asupra materiei este și o intervenție asupra spiritului. În taina lui Dumnezeu nu știm unde se duc aceste suflete de copii. Nu știm unde se duc. Nu știm cum Dumnezeu rânduiește ca și ei să fie restituiți veșniciei. Nu știm lucrurile acestea, sunt adânci, sunt tainice. Dar eu spun atât. Chipul lui Dumnezeu din om nu așteaptă luna noua sau săptămâna 40 ca el să se exprime. Există o gingășie a chipului deja vizibilă, repet, la fătul de 22 de săptămâni. Există o delicatețe, există o vulnerabilitate care te mișcă atunci când privești aceste imagini, inclusiv cele cu copilul care, spuneam, dansează sau înoată, dacă vreți, în lichidul amniotic, și care toate îți spun oprește-te și îți mai spun ceva, toate aceste lucruri pe care le vezi acolo, îți mai spun ceva, anume că porunca din cartea lui Dumnezeu, a lui Moise, Exod, să nu ucizi, este o poruncă care ție ți este adresată. Deci nu cred că avem capacitatea de a decide noi când apare umanitatea. Apare din clipa în care embrionul s-a creat, pentru că acolo există un ADN unic. Copilul are un ADN al său diferit de ADN-ul mamei. Argumentul că it's my body, it's my choice este fals. Repet, și vă rog să spuneți chestia asta oricui vă întreabă. De ce spui că it's my body când acel copil are un alt ADN? Adică identitatea lui genetică e diferită de a ta, mamă. Deci nu e același ADN. Înseamnă că e o altă persoană. Nu? Dumnezeu le-a disociat. Da? Și în chip misterios, nu numai ADN-ul e diferit, dar mai târziu chiar și CNP-ul e diferit. Și nu întâmplător. Da? Numele este diferit, CNP-ul este diferit, ADN-ul, adică zestrea genetică. Și atunci cine ești tu să intervii? Sunt foarte multe argumente pro-life și eu cred că asistăm la o veritabilă transformare și revoluție culturală și vreau să laud în mod public, deși sunt creștin ortodox, mișcarea evanghelică din America. Datorăm, în primul rând, cred, bisericilor evanghelice din America, faptul că în ultimii 30 de ani milioane de americani s-au trezit la acest adevăr, anume că acel prunc din pântecele mamei trebuie protejat. Motiv pentru care Donald Trump, ascultând și el glasul acestor evanghelici, acestor lideri de biserici, acestor creștini, până la urmă, votanți, a anumit 3 judecători pro-life la Curtea Supremă și într-un fel sau altul, datorită lui Donald Trump, care a fost întotdeauna pro-life, n-a avut o viață impecabilă, dar a fost pro-life, Donald Trump, datorită lui, am reușit să avem
o schimbare la nivelul Constituției. Dar pentru cei care ne acuză și spun, voi ați interzis avortul în America, trebuie să spunem nu. Decizia privind avortul se ia la nivelul fiecărui stat. Atenție, Curtea Supremă nu a interzis avortul. Curtea Supremă a spus că decizia privind avortul nu poate să fie luată la nivel federal, ci doar la nivelul fiecărui stat. Aveți state precum California în care păgânismul e în floare? Ok, probabil că o să faceți avort în luna nouă. Aveți state cu o prezență creștină dominantă? Acolo o să fie greu să faci avort. Deci este foarte important să combatem aceste denigrări la adresa creștinilor și să spunem, creștinii cred în libertate. Vrei să faci avort? Ești liber să te duci în statul California. Noi aici, în Florida, în Texas, în South Dakota și în alte locuri, credem în viață și facem tot ce ne este în putință să ducem acel copil la lumina bucuriei recunoașterii mamei și a tatălui. Chiar din prima săptămână după concepere, cred că este doar o simplă etapă de dezvoltare a fătului și ar fi responsabil să-l numim, să spunem că nu este o ființă umană sau, mă rog, aberații de genul acesta. Ciprian, eu am deschis emisiunea, te rog, tu te ocupi de încheiere. Mihai, vreau să-ți mulțumesc pentru că ai ales să fii în această seară alături de noi și să ne aduci un mesaj bun. Cine știe, poate ne-au privit femei care sunt însărcinate, poate s-au aflat în dificultate în momentul acesta și n-au știut ce să aleagă, ce să facă. Sperăm că acest mesaj să ajungă cât mai departe și învățătura pe care tu ai dat-o în această seară să folosească. Mulțumesc, Mihai, încă o dată. Și eu mulțumesc. Dacă îmi dai 30 de secunde, pentru că tot am stat până acum, hai să răspund și domnului Adrian Mihețiu, care spunea, Mihai Neamțu, ai votat în favoarea interzicerii avortului prin lege, o să fiți șocați. În Florida sau în Texas, da, în România nu, și o să vă spun de ce, nu pentru că eu gândesc diferit, ci pentru că, din punctul meu de vedere, ce s-a întâmplat în Florida, exact ce v-am spus și înainte, ce s-a întâmplat în Texas, ce s-a întâmplat în South Dakota și în anumite state republicane, este că înainte de a interzice, ei au creat o cultură pro-life. Deci în România, până să ajungem la o legislație care interzice orice, noi suntem obligați să creăm o cultură pro-viață. Ca să interzici și să nu ai revolte în stradă mâine, trebuie, înainte de a interzice, trebuie să ajungi să convingi inima omului. Deci eu nu cred că schimb oamenii printr-o legislație, cât îi schimb prin invitația la liber arbitru. Și de aceea aș spune așa, în România ce vreau să văd nu este neapărat o interzicere a avortului cu orice preț. Nu știu dacă suntem pregătiți pentru asta și cred că nici eu nu sunt pregătit să votez așa, dar sunt pentru o legislație care face din viață prima opțiune a cuplului sau a mamei. Viața copilului să fie și menținerea sarcinii și nașterea pruncului să fie prima opțiune pentru mamă. Nu a doua, nu a treia, ci prima. Toate eforturile statului, ale organizațiilor societății civile, ale ONG-urilor, ale doctorilor să fie îndreptate spre salvarea acelei sarcini și acelui copil. În cazuri extreme, când mama care nu este creștină, care este păgână, deci, care nu recunoaște autoritatea bisericii sau cuvântul lui Dumnezeu, care nu caută un spital creștin și niciun medic convinger pro-life, care refuză intervenția asistenței sociale și nu dorește nici măcar, până la urmă, încredințarea copilului către un cuplu, da? Spre adopție. Dacă o femeie hotărâtă și extrem de virulentă în decizia ei de avort hotărăște să facă un avort, tu nu o poți opri. Am o veste pentru noastră, nici Dumnezeu nu o poate opri. Așa cum Dumnezeu însuși nu a intervenit când fiul său a fost răstignit. Putea să intervină, putea. Dar a lăsat Dumnezeu ca bătălia aceasta să se dea în plan spiritual și în plan, din păcate, chiar și social. Și noi dăm această bătălie pe care însuși Iisus Hristos a dat. Când vedem că unii aleg moartea, noi spunem, Doamne iartă-i, căci nu știu ce fac. Nu știu dacă putem să chemăm îngerii din cerul și să-i oprim, da, pe cei care produc moartea, dar știu sigur că putem să zicem ceea ce a zis Iisus, Doamne iartă-i, că nu știu ce fac. Mihai, mulțumim pentru timpul tău acordat, apreciem mult.
că ți-ai făcut timp pentru noi și pentru platforma noastră, comunitatea noastră, Vocea Creștinilor în această seară. Rovenea, îți mulțumesc că m-ai invitat în emisiunea ta. Cred că ar trebui să reflectăm în continuare și să fim lumini în continuare acolo unde suntem, în societate, în biserică, în afara bisericii mai exact, să fim o lumină și să încurajăm femeile să nu recurgă la acest lucru, aducându-le în fața luminii, în fața cuvântului Dumnezeu, care Dumnezeu ne aduce, ne-a adus la viață și ne poate binecuvânta, chiar și poate binecuvânta femeia prin naștere de copii în continuare. Sper, domnul Neamțu, să mai veni la noi cât de curând, să faci măcar la o lună să vii alături de noi, de comunitatea noastră. Mai bine la o lună decât la 9 luni, da. Sigur. Să naștem, ai calculat, să naștem o emisiune la o lună. Sigur. Bine, dragilor, vă doresc o seară liniștită. Mulțumesc, Ciprian Luca, mulțumesc, Rovena Brânzan. Faceți un lucru extraordinar. Doar atât să le spunem celor care ne ascultă: dați subscribe vocea pentru canalul Vocea Creștinilor, dați like pentru Vocea Creștinilor. Ciprian, poate că tu nu faci asta atât de să știi dramatic că fac și pasional, dar eu spun atât: să nu uitați că aceste canale creștine pe YouTube pot să fie uneori demonetizate de către YouTube, de către Google. Avem nevoie de sprijinul nostru, susțineți-i pe acești oameni minunați în toate formele posibile. Susțineți și canalul Vocea Libertății dacă puteți, intrați corect, și pe canalul meu. Corect, asta lasă-mă să zic eu, Mihai. Te rog. Dragi ascultători, nu uitați să dați un subscribe și la canalul Vocea Libertății totodată. Mihai, tu ai și tu canalul tău privat? Am un canal pe Telegram care se numește Conservatorii. Așa, știam de el. Te rog. Este și un, avem și noi acolo, Mihai. Avem două canale. Avem canalul lui Mihai. Mihai, spune încă o dată numele. Canal Conservatorilor. t.me/conservatorii. Bun, în căutările Telegram, Conservatorii, și sigur va da pe canalul tău administrat de tine. Totodată avem și noi acolo Vocea Creștinilor pe Telegram. Mulțumim că ați fost alături de noi, că ne susțineți în rugăciunile voastre, totodată ne susțineți și financiar, ca această platformă să meargă înainte. Fiți binecuvântați, toate detaliile, dacă vreți să fiți parte cu noi în continuare la acest proiect, aveți toate detaliile în descriere. Rovena, vezi că o doamnă ne-a rugat să postez poezia în descriere. Sigur. O seară binecuvântată, Mihai, fi binecuvântat. Mulțumesc mult, la revedere, seară bună.